Turcii din România își fac echipă ca să dea lovitura la fotbal în competiția suporterilor. Vintil a fost cu Hagi în Turcia și se amuză când își amintește cum a comis-o acolo. 8 ore de fotbal non-stop vor juca suporterii la competiția unde favorită e Barcelona, echipa de top cu cei mai mulți suporteri în România. Și turcii din România se bat pentru trofeu. Imbuc din bombom. În vena noastră curge sânge galben-roșu. Dar unde te-ai născut? În Istanbul. Sunt Mărtean, Vintilă și Narcis Răducan au făcut tragerea la sorți. Vintilă a fost cu Hagi în Turcia. Dândurme înseamnă nu se întoarce sau nu te întoarce. Bineînțeles că eu strigam dândurma, care înseamnă înghețată. Și toată lumea s-a uitat la mine și zice, la înghețată. Eram transpirat că nu fac ce le zic eu. Suporterii echipei Manchester United au primit 6 bilete la meciul România-Armenia, care se va juca în Ghencea. Cu ei ne batem pentru locul 2 la baraj. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.